prin că ăsta B intră în tâmpânic și ia flămarea. Sigur. Foarte ușor de aflat aia. Ca asta o știm, îl găsim, dacă e bine. Chiar știi, e 15/2. E X-ul. Distanța de aici până aici este X-ul punctului. 15/2 este asta. Asta cât e de mare? Păi 4, 5, poate. 5. Că-s 4 așa și cum până aici, 5. Și scrie marea pe două căi. Adică cateta 1, cateta 2, egal cu baza P, P. Înălțimea asta, cum zicea, înălțimea a doua, profesorul zice. Înălțimea a doua, teorema înălțimii astea, cea de-a doua teorema înălțimii. Deci înălțimea aia este cateta 1, cateta 2, e teremul. Sigur că da. Deci momentul important al problemei este acesta, când i-a adus așa ceva. Și a format acest lung dreptunghic. Și atunci își găsește distanța în felul ăsta. Mai puteai să faci, puteam să facem și așa. Între unghiul CAB, în CAB, e aflăm marea dreptunghiului acesta. Numai că e dreptunghic, trebuie aflat toate dimensiunile. Asta o știu, că e 5. Asta abia am aflat-o mai devreme. Și pe aia tot faci în ideea. Aflu și pe O. Nu, pe ce era. Și pe mă duc în Herod. Și aflu area când duc în Herod, că dacă știu toate laturile. Și pe mă văd area baza orientațională. Dar e mai lung de treabă, mai mult de muncă. Da, atunci când abandonăm acolo, faci cum e, da? Da, o abandonăm pentru că e mult mai mult de lucru pe partea asta. Altfel, aici, dacă mă duc cu alfa și beta, ar fi trebuit să scriu distanța asta, distanța asta, să o văd și pe asta și să spun Pitagora, ca să obțin o altă relație în alfa și beta, ca să mă duc și pe ideea ta în una. Adică are finalitate și asta. Numai că se muncește mai mult. Ai distanță de aceste trei de găsit și muncești mai mult. Și ideea asta, de ce am uitat pe caietul ei, ideea asta mi se pare mai rapidă. Este paralelă. Este o paralelă, format unghiul dreptunghic și acolo are două căi. Păi foarte rapid. Corect. Este și practic asta. Punctul P fiind pe dreaptă, coordonatele verifică relația și cum ce mai vezi în corelație îți trebuie. Dar e mai mult de muncă. Da, nu, dar e mai repede așa. Dom'le, ne marcat asta. Așadar. Spunem, BC BC egal cu 4 plus 1, 5. 4 plus 1, egal cu 5. CB, hai să zicem cine este P. Paralela aceasta dusă la asta și la. Da, adică Y egal cu minus 1, că asta este față de Y egal cu minus 1, intersectează, deci dreapta, Y egal cu minus 1, o notăm cu dreapta de 1. Și zicem că de 1 intersectează AB. Așa trebuie redactat. De 1 intersectează AB egal cu punctul P. Egal cu mulțimea formată din punctul P. Și pe ăsta, fiind pe AB, verifică relația. Adică PU, da? PU e și pe D1 și pe AB. Și dacă aparține lui D1, rezultă că Y-ul lui P egal cu minus 1, Y-ul punctul este minus 1, iar fiindcă P aparține lui AB de PAB, rezultă că minus 1 egal cu minus 2X plus 4 și atunci X-ul lui P, X indicii P egal cu 15/2. Așa de dată, ca să se vadă ce este acolo. Când nu spune din figură, se vede că. Da. Ce trebuie să spunem. Și acum avem că CP egal cu X
indice F și egal cu 5 feluri. Da? B, C, am spus că este. Și mai aflăm pe B, P, ca lungime. Și zicem B, P. Uitați acolo, după ce vă știu. Așa. Spune aici, da? Da. B, P. Radical din A. Pitagora. Da. 2 minus X, 1. Sau, da, da. Da, asta e tot genul. X2 minus Y1 plus Y2 minus Y1 la pătrat. Și așa. De fapt, acolo s-a ajunge. Dar ca să nu mai pierde perspectivul, este asta la pătrat plus asta la pătrat. Adică că... Atâta 1 la pătrat plus atâta 2 la pătrat. Deci vine radical din... Parcă era 5 la pătrat plus 5 pe 2 la pătrat. Și egal cu radical din 25 plus 25 pe 4. Care implică? 125 pe 4. Radical din 125 pe 4. Și care face? Jos e 2. 2, anumită. Și 125 5. Radical din 5. 5 radical din 5. Pe 2 am aflat pe vârful. Și acum spunem că area triunghiului A, triunghiului B, C, P. Triunghiului B, C, P. Egal cu B, P. B, B. Ori C, P. C, P. B, B. Ori C, P. Că asta e. Da, ori C, P. C, P, P, 2. Și B, B face 5. Ori 5 pe 2. Totul pe 2. Și face 25. De parte. De altă parte, tot area triunghiului BCP egal cu baza B, B, exact, B, B, ori O, ori C, R, C, R, nu, C, R, supra 2. Și egal cu B, B, care am aflat-o și 5 radical din 5. 5 radical din 5 pe 2. Ori nu ține, să punem. Da. Distanța ce? Da. Distanța de la da. C la A, B, să o numim cu H. H, dacă ziceți așa, așa, zic eu. Pe 2. Și face 5 radical din 5 H pe 4, nu? Da, da. 5 radical din 5, ori H pe 4. Și egalitatea arilor, pentru a doua, înseamnă 25 pe 4, să fie egal cu 5 radical din 5, ori H pe 4. Renunțăm la numitor și ridicăm pe 5. 5, și face 5 aici, atunci H. Atunci H. H egal cu... Cu 5. Cu 5. 5 pe radical din 5. Era 5 radical din 5 H. Radical din 5. 5 pe radical din 5. 5 radical din 5. 5 radical din 5 pe 5. 5 radical din 5. Și face radical din 5. Aceasta e distanța de la C la AB. La AB. Merită să reținem chestia asta. Dar un exercițiu mai complex. Da, altfel, dacă nu apare ideea asta cu paralela, lucrăm mai mult greu. Pentru că trebuie să aflăm laturile tuturor cele trei, nu ale triunghiului B, C, A, te duci aici, Eron, de acolo, Eron, de acolo, altfel, aria și nu vezi aia pe partea cealaltă, pe altfel de rălățime. Dar așa e scutit. Lui de Heron ai cateta ori nu cateta. Păi da, mai duci o... Sigur, sigur. Un cadre de înălțimea, într-un dreptul. Duci o paralelă. Duci o paralelă, te ajungi. Acolo, pe vârful acela care te ajungi. Exact. În necesități, foarte niște. Sigur, sigur, sigur. Da. Interesant exercițiu, frumos, asta vă de aici. Ia să știți.
consider mulțime. A mare egal 1. A mare egal 1. Toate x care va țin cu el. Tot și zice reale. Da, proprietatea modului din infinitul 7. A mare egal 2. Și b aparține, b egal 1 și x din el, proprietatea. 7 mai mic egal de 3x minus 2. Mai mic decât 34. Doar mic, așa strict. Se termină mulțimile A și B și A reunit și A intersectat cu B. Operații de face. Și din A și din B și A mai intersectat cu B. Tot ce vreți. Facem toate operații de ordine intersecție, diferența, da. De acolo, toate lucrurile. Da? Sunt două mulțimi. Și cu el o să facem toate operații. Să vedem cine e Andrei. Mirona, te rog. Modul din 7 mai mare ca 2. 4-5, da? Da. Condiția. Deci, de fapt, acolo pune tot 5 și care respecte condiția. Dar cum 4-5? Înseamnă că x minus 7 va fi de la minus 2 la 2. X minus 7. E mai mare egal ca 2 și mai mic egal tot decât minus 2. Așa. Ce spuneai tu? Cum este 3 minus 2 și 2? Era mai mic egal. Dacă ar fost mai mic egal. Deci, facem clar, clarificăm lucrurile astea. Deci, când vi se dă așa modul limit mai mic decât 3, decât A, decât 1, dar A, înseamnă echivalent. Va spune că limitul e cuprins între minus A și A. În cazul nostru, n-am avut așa ceva. Am avut modul limit mai mare. Mai mare înainte, da. Și atunci. Înseamnă că x și când e pozitiv, trebuie x mai mare ca A. Deci sunt două situații, x mai mare ca A decât A. Și sau x mai mic egal. Dar vine minus x mai mare egal de A, mulțim cu minus 1, și înseamnă x mai mic egal decât A. Adică, amândouă înseamnă așa, că x aparține de la minus infinit la minus A. Închis data asta, reunit cu A plus infinit. Adică tocmai complementară situație dinainte. Dacă dinainte era x între minus A și A, acum este din afară, de la minus infinit la minus A și de la A încolo. Reunit cu A plus infinit. Și în cazul acelui, nu? În cazul nostru, dacă vine egalitatea, deci pentru A, modul x minus 7 mai mare egal ca minus 2, s-ar traduce cu... S-ar traduce cu... x minus 7 mai mare egal... Deci x minus 7 mai mare egal decât 2. Decât 2 și tot x minus 7 mai mic egal. X minus 7 mai mic egal ca minus 2. Nu? Mai mare decât 2, dincolo de 2 și mai mic ca... Minus 2, pentru că așa acolo puneți minusa. Aici am zis asta, da. Mai mic ca minusa. Da. Așa. Aici am zis minusa. Da. Așa. Bine că am să fac. Bine ați făcut să observi ei, nu? Tu? Da. Da, pentru că mai încerc oameni cu la fiția am scris așa. Mai de rog, că... Am prins-o. Ea nu înțeleg. Păi zi atunci, ce n-ai zis? Stați un pic. Este mai mare egal de 2, da? Așa. Deci, pe urmă, mai mic decât A, ți-e clar aici. Mm-hmm. Între minus A și A. Și când e mai mare, nu mai este sensul ăsta, ci complementar, adică partea cealaltă. Pe axa reală, așa înseamnă. Aici este acolo. Aici e A și aici e minus A. Și când am zis modul de x mai mic ca A, înseamnă zona asta. Deci modul de x mai mic ca A. X și de la minus A, A. Da. Dacă zici mai mare egal. Când zici mai mare egal, îți zici tocmai asta. Care n-a fost prins. Adică la minus X la minus A. Minus A, reunit cu A, plus infinit. Deci de-aia, dacă x e mai mic egal. Așadar, aici, pentru modul de x minus 7 mai mare egal decât 2, mai mare
decât doi, înseamnă de la doi încolo, adică ce este în paranteză. X minus 7. Nu mai este X-ul. Ce este? Nu-i cazic X, sigur. Ce este? Toată expresia aceea. Da? Deci expresia de întrebare e mai mare decât 2. Adică la 2 l-a pus infinit. Exact. Și prima e mai mică. Și dacă zicea cu minus 2 mai mare egal decât X minus 7 mai mare egal ca 2, ce nu vreau cum era? Minus 2. Mai mare egal ca X minus 7 mai mare egal ca 2. Mai mare egal decât 2. Ia să vedem, a fost corect. Păi, asta mai mare, asta scrie așa, echivalente, cu 2, să scriu invers sensul, da? Să X minus 7 mai mare egal decât 2. X minus 7 mai mare egal decât 2. Șoape, nu? Și X minus 7 mai mic egal decât minus 2. Și este. Deci este același lucru. Nu e nicio motiv de sub. Deci mai mare e egal. Deci minus 2 e mai mare decât X minus 7. Adică X minus 7 e limita cu minus 2. Și tot X minus 7 e mai mare decât 2. Nu te-am urmărit. Da? Ne poți spus dacă nu. E fericită și el. Mă înțeles. Și bine că da. Există, pentru că în final trebuie clarificate lucrurile. Ea spune, dar eu ce am greșit. Exact. Exact asta. Așa și zicea. Ce zic eu, nu-i bun? Da, dar de ce nu-i bun ce spune? Și acum, pe asta care e dată tu, o rezolvăm. Plus 2. Adică plus 7 peste tot. Ca să rămâne X. Da. Deci plus 7 peste tot. Și vine 5 mai mare egal decât X mai mare egal. Adică 5 mai mare egal decât X mai mare egal decât 9. 9. Și am spus că X vreau lucruri mai mare egal ca X, rezultă că X este de la... Atunci X e cum? Dar spune de ciudat. Inegalitatea cum are la dată? 9 mai mic. Să se vezi. 9. E mai mic egal decât X. Mai mic egal decât 5. Mai mic egal decât 5. Cum să fie așa? Și-ai greșit. Și-ai greșit. Te-ai simt separat. Este o greșeală, sigur că da. Este o greșeală. Da? Într-o contradicție. Apa. Adică cu minus 2 mai mare ca 2. Deci este pentru răzmaie. Noi ai zis X minus 7 mai mare decât 2, da. Sau sau ai zis X minus 7 mai mic ca minus 2. Dar nu simultan și rămâne inegalitate. Sau. Sau. Deci sau, nu așa, că așa apare o tâmpenie, minus 2 mai mare ca 2. Sau greșit. Da? Dacă e sau, atunci eu rezolv asta de aici și vin X mai mare egal decât 9. Și aici înseamnă că X aparține de la 9 la plus infinit. Odată. Odată. Și aici X mai mic egal decât 5. Ceea ce avem înseamnă că X aparține la minus infinit la 5. Din sau între ele, îi reuniune. Ați înțeles de bine că ai insistat, că am evitat, că tu ai zis și. Adică simultan să se întâmple asta. Și atunci când ai zis simultan, erau tâmpenii. N-am observat-o de la bun început, dar trebuie să reacționez scurt. Minus 2 mai mic ca 2? Nu e posibil. Adică de aia se aplicați. Da? Se ia asta sau cealaltă. Și de acolo o rupi și scrii X minus 7 mai mare egal decât minus 2 sau da, da, X minus 7 mai mic egal decât minus 2. Și de acolo lucrezi și pleci așa pe interval ca să faci reușită. Și acum să ne întoarcem. Mulțimea mare egal cu cine? Ca să ne spunem. Nu, un minus infinit. Trimitea minus infinit. La 5. Reuniți. Cu interval. Cu 9.
plus infinit. Și am răspuns la A. Beau. Dar ca să vă convingeți că ei știți să faceți așa ceva, mai facem o căutare. Deci, vreau să rezolvați în ecuația următoare. Modul din minus 3x plus 7 mai mare egal decât minus 1. E una ca și tot. Adică 3, minus 3x plus 7 mai mare egal ca... Plus 7 mai mare egal decât... Dar modul e mai mare ca minus 1. Mai mare ca minus 1 pentru, am greșit acum, deci ce facem la aici? Pentru minus 3x plus 7 mai mare ca 0. Deci, rămâne așa când ăsta e pozitiv. Da. Deci, pentru situația asta. Așa că, în exercițiul anterior, noi am avut așa, modul din și al dat, fost mirunat cu 3 minus 3 plus 7 minus 3 plus 7 mai mic decât egal. Mai mic egal decât 1. Da? Cu un negativ, da? Da? Pentru pentru minus 3x plus 7 negativ. Deci când e negativ, se întâmplă asta. Adică, ce vreau să vă spun? Exercitarea modului înseamnă așa. Modul din x egal cu acolo x dacă x-ul e pozitiv. Și egal cu minus x dacă x-ul e negativ. Și undeva a fost și egal cu 0. Dacă nu uite x apare expresie, cum era mai modul din x minus, cât o apărut aici? Modul din x minus 7 e egal cu acolată. X minus 7. Egal cu x minus 7 pentru x minus 7. Mai mare ca de? Mai mare ca 0. Și egal cu minus x plus 7 pentru x minus 7. Mai mică ca 0. Așa este și un modul. Sau egal. Mai mică egal dacă am luat undeva, ori sus, ori jos, la exercitarea modului, trebuie să iau așa. În condițiile în care am înțeles așa explicitarea, atunci când ne-am avut așa de rezolvat, am avut ce? X minus 7 mai mare egal decât 2, i-a zis. Asta când x minus 7 mai mare egal 0. Nu? Deci a rămas x minus 7 când x minus 7 mai mare egal 0. Și îi minus x plus 7 mai mare egal 2, da? Minus pentru cine? Pentru x minus 7 negativ. Când se înmulțește asta cu minus 1, apare x minus 7 mai mic egal decât minus 2. Uh-huh. Am înmulțit cu minus 1 și iată cum s-a transformat mai mic egal. Uh-huh. De aceea, înseamnă explicitarea modului acesta în două variante. Asta și asta. Deci am explicat logic de unde vine mai mare ca minus 2 și mai mic ca, mai mare ca 2 și mai mic ca minus 2. În exercițiile care facem, așa se rezolvă. Deci am rezolvat corect. Ceea ce am avut aici prins era pentru explicitarea modului. Când ăsta e pozitiv și când ăsta e negativ. Bun. Acum, întorcându-ne la exercițiul ăsta, am zis că să traducem două variante. Minus 3 x plus 7 mai mare egal minus 1 pentru așa ceva. Și da, cu așa ceva. Ei bine, hai să rezolvăm ce minus 3 x plus 7
mai mare ca alte decât minus 1, echivalent cu 5 din 1. Scade minus 7. Scade minus 7 din minus 3x. Mai mare egal decât minus 8. Da. X este mai mare... Mulțim cu minus 1. Așa, nu. Minus 3. Nu. Împărțim cu minus 3. Bun. Împărțim cu minus 3. Să vedem că X e mai mic egal decât 8 3. X mai mic egal decât 8 3. Așa, da? Adică ce înseamnă asta echivalent? Dar e mai mic egal cu 1. Unde am minus infinit la 8 pe 3. Exact. X aparține la minus infinit la 8 pe 3. 8 pe 3 x. Și mai avem pe cealaltă parte varianta minus 3 x. Așa minus 3 x plus 7. Mai mic egal decât 1. Mai mic egal ca 1. Deci aici rezultă că minus 3 x e mai mic egal decât 1. Câte mult? 7, nu? Deci vine minus 3x. 3x mai mic egal decât minus 6. Da. Deci aici mulțim cu minus 1. Da. Deci o să rezolte că... Hai să împărțim la minus... Să împărțim la minus 3. Să împărțim la minus 3. Da. Așa și că x mai mare egal decât 2. 2. Adică x aparține intervalului de la 2 la până la infinit. Și cum asta sau cealaltă, răspuns corect este x aparține. Se aparține intervalul deschis minus infinit 8 pe 3 închis. Reunit cu 2 închis. Ei, ca să ne convingem că a făcut o treabă bună, luăm un X de aici și vedem dacă verific. Asta e. Asta e treaba deșteaptă. Cât vreți? 2. 2. 2 este chiar capătul. Și atunci vine minus 3 ori 2. Minus 7. Și 7. 1. 1 mai mare. 1. Modul din 1 este 1. 1 e mai mare ca minus 1. Altă... 4. Dar modulul tot timpul ce fel de număr este? Mai mare ca 0. Deci mai mare și ca minus 1. Sigur că da. Deci asta era tot timpul adevărat. Deci nu aveați, că ți-am luat o... greșit, să spun așa, da. Mai mare ca... Deci am lucrat asta cu explicarea. Da, explicarea a fost importantă. Haideți să ne uităm. Deci trebuia să-mi spuneți, dar pe orice X am făcut, e treaba bună. Că... Să ne uităm pe viitorul, eu mai avem da. La asta, știi? Uite asta, am da. Ceva aici. Am, știa să terminăm. Vă rog, să faci o operație. Vă ziceți copii ce am șers aici. Nu știu. Pe egalul 7 e mai mic, egal decât 3x. 3x minus 2. Și mai mic decât strict. Mai mic decât 34. 34. Facem și cu ultima de 5 egal. Ia, deci te rog. E chiar o sumă doar de... Cine egal de? Hai, adică 7 mai mic egal de 3 mai mic decât minus 2 mai mic decât 34, adunăm o 2 și să creăm 9 mai mic egal decât 3x mai mic de 36, mai mic strict. Mai mic strict. Mai strict aici, da. 34 mai strict, da. Îmi facem 3. Și o să fie 3 mai mic egal decât x, mai mic strict decât 12. Deci o să rezulte că x aparține interval închis 3, 12 deschis. 3 închis, 12 deschis, da. Așa că mulțimea B, informată, din 3 închis, 12 deschis. Ah, 3 închis, 12 deschis. Adică, hai să ne ocupăm aici un pic să vedem dacă am făcut o treabă bună. Hai să luăm un X de la minus infinit până la 5, să luăm minus 5. Minus 5. Minus 5, minus 7. Minus 10. Modulul 12, care e mai bine de 2. Da. Am luat, e bună zona. Exact, 9 încolo, 10. 10 minus 7. 3, mă tot din 3 în 3, mai mai trebuie. Deci am lucrat bine, da? O ținem da. De spate. Și acum să facem. Am reunit cu B.
9 plus infinit, reuni cu 3,12. 3? 3 și 10 deschis. Da. Deci pune la 9 loc, da. Tutor. Face toată axa? Da. Miruna? Da. Minus infinit 5 coține și cu 3. Minus infinit 5. Coține și cu 3 până da. La 4. Și... și 12 subiți din solul din 9. Da. Și atunci, adică dacă am face pe axă, asta spui. Tot. Deci 5, 5 să zice, 0 aici, 5 pe aici undeva, 3 este mai în față, 3, 5 și 9 și 12. Și cum avem minus infinit 5 odată, cu 9 plus infinit, e mau, iar B-ul e de la 3. La reuniune, punerea la un loc, înseamnă că s-a acoperit toată axa, nu a rămas nimic de acoperit. Deci are un cu B face chiar funcția numărul reală. Dar ai intersect acum. Ai intersect. De la 3 la 12. Mă. Mai intersect. De la 0 la 9. Mă. Și intersect. Zona comună. Pe zona comună nu e de... A, pe 3 deschis, 12. Uite acolo, unde vezi două linii suprapuse? De la 3 la... Oh, de la 3 la 5 și de la 9 la 10. Vedeți? De la 3 la 5. Aici este. Deci, concurare se fac asta. Au. E problema. Și... de la 9 acolo tot au. Tot au. Și cu alte, cu alte, cu alte, se zic, fac cealaltă. Și unde-i mulțimea cu comună? Asta. Asta este la 5, 9, 12. Da? Aici este. Nu înțelegeți, vă zic. Deci, mulțimea de intervalul. Intersecția este 3, cum este la 3? 3 închis, că vedem că e închis aici. 5 închis. 5 închis. Reunit cu 9 închis. 12 deschis. Asta este intersecția. Vreau A minus B. Ce înseamnă A minus B? Elementele care sunt în A, nu sunt în B. Așa. Tot ce este în A, dar nu este în B. Minus infinit minus 3 deschis. Da, minus infinit 3 deschis. Minus infinit 3 deschis. Așa, și de la reunit. Reunit cu... cu 12 închis plus infinit. 12 închis, că era la 12 ai. Deschis. Deci 12 închis plus infinit. 12 închis la plus infinit. Și B minus A, pentru că. B minus A. Tot ce e în B. De la 5 deschis. Da. 5 deschis. La 9 deschis. 5, 9 deschis. Deci tot ce este în B, dar nu e în A. Adică zona comună este deoparte. Deci 5, 9 egal cu 5 deschis. Adică 9 deschis. Deci reuniunea până la un loc, s-o acoperi toată axa. Intersecția zona comună. A minus B tot ce e în A și nu în B. Adică scădem, practic, intersecția din A. Și la fel, când face B, din A, ia scădem intersecția. Mai facem exercițiu ca să terminăm subiectul 2 și ne oprim. Da, da. 5. Arătați numărul N mic egal cu. N mic egal cu. Plus 2. Totul pe rând de x a doua minus x plus 8.
Ești la a doua minus 6. Plus 8. Și plus 9. Este pătratul unui număr real pentru orice x aparține lui el. Egal cu pătrat? Perfect. Pătrat perfect asta. Pătratul număr real, indiferent ce îi spune. Cine vorbește? Tu. Lăsăm x la 2 minus x plus 2 ca și fiind a. X la 2 minus x plus 2 e una. Înlotez a. A. Deci o să vină cu n egal cu a. Deci asta vrea Veruna a. 16 pe 8 zice plus 2 și plus 6, nu? Da. Și face a. Și o să a plus 6. A pe lângă a plus 6 plus 9. A pe lângă a plus 6 plus 9. Plus 9. Este egal cu a la 2 a plus 6 a plus 9. Și este egal cu a plus 3 plus la 2. A plus 3 plus la 2. Care este putea fi făcut? Care înseamnă acum mai departe, loc ca să fie loc la punctul ce trebuie. X pătrat minus x plus 2 plus 3, tot la pătrat. Adică este egal cu x pătrat minus x plus 5, totul la pătrat. Eluna, ai fost inspirată, a văzut foarte bine. Voi, eu n-am văzut asta. Eu nu dau x la 2 minus x cu una. Așa aș făcut și eu. Hai să vedem la cine este partea asta. Deci x la 2 minus x, x la 2 minus x egal cu una. Era să mă dăm cu diferit. Cum vede? Facem așa. Bine. Și atunci vine b plus 2. B plus 2. Pentru că b plus 8. B plus 8. Plus 9. Egal mai departe. Ăsta este lucru după locația noastră. Și vine b pătrat. Hai să muncim. Nu știu ce e b pătrat plus 8b plus 2b plus 16 plus 9. Care e egal mai departe? Egal cu b pătrat plus 10b plus 25. Așa, care e egal cu? Egal cu b pătrat, adică b, bă, nu, e b plus 5 tot la pătrat. B plus 5 tot la pătrat. 5. Da, b, b egal cu x pătrat minus x plus 5 tot la pătrat. Și la întreagă cu 6. Da? Și pe partea asta. Deci nu devenea minte să fie tot. Aici trebuia 2, 8 ca fiind 2 plus 6. Atunci, bucata asta care o văd, mai singur. Unde folită cu data. Și mă dus și aveți aici. Da, dacă uitați oare că o luam să ne mulțim, păi... O, nu, nu. Nu, pentru că trebuia să vă țezez urma și pătrat astea. X la 4, X la 2, la 5, nu? Și să reduc termenul astea, să reduc și mai des pătratul. Mai implantația. Deci nu merge în chestia, că mă apuc și muncesc, îi dau drumul la mulțime, că sunt specialist în mulțime paranteze. Este ca de ghiciu. Da. Deci este ca de ghiciu. Ai făcut-o o dată, nu? Nu. Bun. Să facem sinteză, domnul. Sinteză, ok. Am făcut alături pentru simulare. Am băgat aici. Haideți să revedem că mai țin minte. Am avut rezultatul calculului. Așa. Am când o fracție este dirigi unitară. Deci, aici. Și aici are să spune. Fracții. Ieții. Unitară. Putea să-i forma subunitară, supraunitară, da? Exact. Subunitară. Supraunitară. Da, și aici are să mai explicați la voastră. Și am explicat când o fracție, când a pe b, aparține lui z. Da? Când fracția aparține lui z. Acolo cu d divide a divide. Da? Și expresie și dacă și expresie. Da. Deci acolo a fost da. Destul de... Facea media geometrică, media aritmetică, media română. Media geometrică, media aritmetică. Și media română. Am discutat tot, am lăgurit. Media aritmetică și media armonică. Și am spus egalități și ai spus egalități. Exact, exact. Da. Facem egalitate.
înainte, după aceea am avut problema cu drumul dreptunghi, cu catetele și am aflat lățimea aria pe două căi. Deci, aria unei dreptunghi. Pe două căi. Aria unui triunghi pe două căi. După aceea am avut corul circular drept. Aici distanța între două puncte. Exact. Nu, distanța între două puncte. Două puncte. Distanța la un punct la o dreaptă, când am făcut asta, aia, da? De două căi, distanța de la un punct la o dreaptă, și aici e de reținut. De reținut ideea aceea de a face triunghiul la dreptunghi, deci o paralelă. Da, asta la funcția. Da. S-a făcut funcția. Așa, bun. Aici, în față, am avut conul circular drept, formul conului. Corn. Circular drept, formul conului. Facem volumul. Da, facem, am avut problema aceea cu creioanele. Probleme de pus în ecuație. Da, probleme de pus în ecuație. Pentru regulul ecuației, probleme de pus în ecuație. Sistem de ecuație, chiar. Da, sistem de ecuație. Sistem linear. Facea funcții. Funcția de gradul 2. Și aici distanță de la un punct la dreapta. Gradul 2. Cu graficul. Graficul și... Am determinat chiar funcția aici. Da, graficul. Da, rețeta am găsit-o. Exact. Legea de corespondență, da? Da, legea de corespondență și distanță de la un punct la o dreapta. Legea de... Da, scuze. Făceam cu mulțim. Mulțim. Da, operație cu mulțim. Plisticilarea modulului. Operație. Cu mulțim. Plisticilarea modulului. Și am văzut de bine. Modul. Existare. Modulului. Asta, că număr de pătrate trept, când am înlocuit cu litere. Așa, și pătratul perfect al unei expresii. Exact. Pătratul perfect al unei expresii. Expresii. Cam asta a fost, da? Da. La revedere, vă mulțumim că ați urmărit pe microfonul. Vă doresc să rămân făcut în continuare. Ei, dar de la și el. Cei care nu au urmărit, vă mulțumesc pe internet. Acum avem varianta în care lecțiile sunt pe microfonul TV, se pot vedea în direct. În direct, dar fără a mai avea din număr limitat. Înainte aveam 50 de persoane maxim puteau vedea. Da? Acum putem, pot să vedem, singur.